Stăm de vorbă în această dimineață cu o domniță tare frumoasă, fată mare deja și foarte talentată, o să vă convingeți voi în câteva clipe, noi deja am ascultat-o, o să ne cânte în câteva clipe o piesă tare frumoasă de Adele, iar acum o salut cu mare drag pe Andreea. Bună dimineața, Andreea Cuciuc! Bună dimineața! Mamă, ce mare ești frumoasă! Da, mă bucur tare mult că ne-am revăzut. Așa e, și noi, a fost tata săptămâna asta și ne-am gândit noi să te închebăm și pe tine, mai ales că tu treci prin diferite faze de creștere, de creație, te transformi. Exact. Te regăsești muzical cumva? Mm. Ce-ți place să cânti? Îmi place muzica să cânt. Muzica, ce frumos. Pentru că, în general, îmi plac toate stilurile și muzica face parte din viața mea. Oh, deci... da, încă de la naștere. Da. Multă muzică în casa voastră. Da, iubesc să cânt muzică pop, jazz, muzică populară. Ia asta cu muzică populară, că nouă tata a fost săptămâna asta la noi și a zis că de sper la un moment dat Andreea să cântă și muzică populară, deși acum ea cântă mai mult altceva. Da? Da, eu sigur că o să continui și cu muzica populară, pentru că de mic am crescut cu muzica populară și cu tatăl meu ascultând doar muzică populară și da, oricum o să cânt toate genurile. Aha, da. Noi ținem pumnii, asta e foarte important, dacă ai talent și dacă vocea îți permite, de ce să nu experimentezi până la urmă? Ia zi-mi, da, pentru că îmi spunea în pauza de publicitate, adică ne spunea tata că cânt și muzică rusească și... Da. Da? Și ucrainească și rusească. Ne dai un refren ceva de dimineață sau te ajutăm prea mult? Da, sigur. Să cânt așa o strofă din o piesă ucrainească. Ah, ok. Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковим краю та й навчила вісняки співати про наділ квітучу свою. Браво! Вау! Wow! Emoționant! Mamă, dar de unde ai făcut cunoștință cu piesa asta? Adică, că nu e de asta pe care o auzi la radio, știi? Exact, da. Am cântăreți preferați din alte țări. De exemplu, piesa asta o cântă Dimașcu Daibergen, nu este atât de cunoscut, da, este internațional, da, însă cântă foarte bine și piesa asta m-a emoționat și pe mine și am vrut și eu să o interpretez. Aha. Da, dar îmi place și de Ariana Grande și Demi Lovato și Adele. Ai, dă-ne ceva de Demi Lovato. O să te ciucălim atât până o să ne cânti, știi, câte un pic din toate. O să cânt Stone Cold. Ok, super piesă. I'm happy for you, know that I am, even if I can't understand. I'll take the pain, give me the truth, me and my heart, we'll make it through. Și încă stă așezată diafragma, adică nu e, ați înțeles? Igor, wow! Wow! Tu l-ai moștenit pe tata sau și mama cântă în familie? Nu, mama nu cântă. Tata, să înțeleg că tata e super fericit și încântat. Tata m-a învățat de mică cum să cântă și talentul de la el l-a moștenit. Păi, știi, una să te învețe cum să cânte, dar dacă nu ai ce învăța, e greu, adică pe mine poți să mă înveți oricât, dar dacă nu cânt, nu cânt. Tu, în schimb, ai o voce foarte frumoasă. Muncești asupra vocii, faci canto. Da, fac canto de câteva luni. Așa. Și merge foarte bine, chiar acum învăț tehnici noi și mă bucur foarte mult că mă pot dezvolta în muzică și în canto, pentru că îmi doream de foarte mult să fac muzică canto. Faci, adică te-ai decis cumva, asta vrei să da, faci în viitor. Da, exact, da. Am și absolvit școala de muzică acum recent și... Felicite! Da, mulțumesc! Ești în vacanță? Da, sunt. Și ce faci în vacanță? Ok, pe lângă faptul că muzica e pasiunea ta și chiar te descurci bine și ai o voce foarte frumoasă și clar cânti, curat, adică ți ajunge la inimă, nu știu cum, e vorba aia, bâșbâi pe undeva, nu, în cazul tău nu e așa. Ce mai faci? Ai și tu pasiunea asta, rețelelor de socializare, ai prieteni, cum se întâmplă totul acum? Eu să zic o fază, a fost la noi săptămâna trecută Andreea Bostănică și făcusem noi un TikTok pe care l-a pus ea pe TikTok-ul ei, care are 2,3 milioane de urmăritori. Și o fetiță din Mahala de vreo 10 ani mă întâlnește într-o seară și la Andreea Bostănică pe TikTok. Opa! Da. Și tu ești pasionată de toată asta, da? Da, sigur, tot fac multe TikTok-uri, pe Instagram fac stories. Cum ești pe TikTok? Andreea.cuciuc. Așa este username-ul meu. Da, și să mă căutați, să-mi dați like-uri. Aha, desigur.
Și da, îmi place foarte mult să pictez, mă ocup cu pictura de vreun de jumate de an. Așa? Și sunt pasionată, e foarte bine și mă relaxează. Citesc foarte mult, am terminat acum o carte chiar. Ce carte citesc? Este o carte de ficțiune, de fapt, și se numește Povești cu fantomense, este foarte, foarte interesantă și vă o recomand. Da, ce mai fac? Ies cu prietenii la plimbare, ne mai ducem la parcuri de distracții, acum că se mai deschid localurile. Am zis că de grabă mergeți în vacanță, da, zicea tata săptămâna trecută. Da, mergem în Turcia la mare și mă bucur foarte mult că am așteptat un an și ne ducem. Da. Pandemia asta a fost mai complicat. Bun, înainte să ne cânti tu, Adele, de ce Adele ai ales? Îți place cum cântă această artistă? Adele este o cântăreață desăvârșită, o ador și vocea timbrului. Și textieră foarte bună. Exact, și compozitoare. Chiar ea și-a compus piesa asta, Rolling in the Deep. Marea majoritatea hiturilor le-a compus ea, dacă stau să mă gândesc acum. Da, ea e foarte talentată și bravă și o respect și o ador pe Adele. Și nouă ne place Adele. Înainte să pleci la Adele, nu putem să nu te lăsăm până nu ne dai și un referent de muzică populară, nu de alta, dar știi cum. Fata lui Igor Cuciuc să nu ne cânte ceva. Zi ce-ți place. Sau ții minte? Voi cânta o piesă care eu când de fapt în duet cu tatăl meu. Aha, ok. Tata, să înțelegeți, e aici, e în spate. De data aceasta Igor Cuciuc e în spatele camerelor. Astăzi Andreea e pe canapea la noi. Ok, hai să auzim. Când ai o mamă și un tată, orice zi e minunată, o trăiești ca o poveste și frumoasă viața este. Îmi iubesc familia, ea e toată averea mea, e toată averea mea. Și la bine și la greu, noi vom fi uniți mereu, noi vom fi uniți mereu. Bravo! Cânti foarte frumos și muzică populară, să știi. Ziceam eu, dacă vocea îți permite, poți să experimentezi și să cânti ce vrei tu.